Biletele gratuite de transport pentru veteranii de război și văduvele acestora au sosit la sediul asociației din Câmpina. Acestea pot fi ridicate în fiecare marți în baza anumitor documente. În Câmpina mai avem doar 12 veterani de război și peste 200 de văduve de veterani de război. Noi îi așteptăm în fiecare marți, între orele 10 și 12, la sediul asociației pentru a primi aceste documente. Trebuie să posede asupra lor, fie veteranii, fie văduvele, legitimația de veteran, cuponul de indemnizație de veteran de război, cartea de identitate, pe baza cărora noi le distribuim documente de transport. Tot de la sediul din Câmpina pot ridica biletele și cei 36 de veterani de război și cele 90 de văduve ale acestora care au domiciliul în zonele limitrofe. Văduvele de război care nu s-au căsătorit primesc și aveau indemnizația de 91 de lei, au ajuns 93 de lei, a ajuns acum la 161 de lei. Aproape s-a dublat. 75% s-au majorat. Niște modificări care au apărut începând cu anul acesta, cu 1 ianuarie, aceste bilete de călătorie gratuite se dau acum în luna decembrie pentru anul următor. Unii dintre beneficiari au venit încă de astăzi să-și ridice biletele. La cei 94 de ani, locotenentul Tudor Rădoi spune că aceste bilete îi sunt de mare ajutor. Merge cu trenul an de an ca să-și revadă locurile natale din Teleorman și băiatul care este stabilit în Constanța. Acolo am crescut până la vârsta de 35 de ani. Din 58 am venit în Câmpina. Din 1923, născut pe 5 februarie, am trăit acolo. Și sigur că sunt legat de comuna respectivă, pentru că mai am acolo încă o soră, care este încă în viață, am fost 5 copii la cu părinți. La Constanța am un băiat doctor stomatolog și locuiește în Constanța. Și mă duc. Și rest, așa, dacă vreau să plec undeva să mă plimb, pot să mă duc. Sediul subfilialei Câmpina Asociației Naționale a Veteranilor de Război se află pe strada 1 decembrie 1918.